Lacul Orlat e situat la câteva kilometri distanță de Sibiu. E o balastieră veche, săpată în anii 70, cu o suprafață de 10 hectare. Balastierele pot să difere ca topografie în funcție de felul în care au fost săpate. Unele au adâncimi mari, unele au substratul denivelat, cu multe variații de adâncime, în timp ce altele pot avea adâncimi surprinzător de mici și substratul plat. Lacul Orlat are adâncimi de 2-3 metri, deci nu e deloc adânc pentru o balastieră, iar fundul lacului e în general drept. E situat în imediata apropiere a râului Cibin, într-o zonă cu mai multe balastiere. Pe hărți apare sub denumirea de Lacul Uriaș. Numele se referă probabil la dimensiunea lacului în raport cu celelalte lacuri din jur, care sunt mai mici. Am venit la Orlat la jumătatea lunii octombrie pentru a face o partidă de testare a lacului, care va fi deschis la pescuit în primăvara anului viitor. Regulamentul lacului permite și chiar încurajează pescuitul plantat cu barca. Actualul proprietar a făcut lucrări substanțiale de amenajare și a populat lacul cu aproximativ 700 de crapi de dimensiuni medii și mari. Standurile sunt largi și acoperite cu un strat de pietriș ca să rămână curate când plouă. Fiecare stand are o cabană pentru două persoane. Lacul are 6 standuri care vor putea fi folosite de unul sau doi pescari. Standurile sunt amplasate pe un singur mal și sunt terasate. De la nivelul cabanei se coboară pe locul de pescuit, care înaintează un lac cu câțiva metri. Primele lucruri pe care le-am constatat la începutul partidei au fost că zona pe care urma să pescuiesc avea adâncimi de până la 3 metri, fiind cea mai adâncă porțiune a lacului, și avea mult brădiș. Am optat pentru zona cu apă adâncă pentru că vremea se răcise brusc. De la 25 de grade Celsius într-o zi, am trecut la 10 grade Celsius în ziua următoare. Noaptea, temperatura a coborât spre 0. Dimineața, apa era acoperită cu aburi și malurile erau acoperite cu brumă. M-am gândit că peștii s-ar putea duce la apa adâncă, ținând cont de temperaturile scăzute, dar aveam și locuri cu apă mai mică pe zona standului meu, pentru orice eventualitate. Brădișul urca până la suprafața apei și forma o perdea în unele locuri. Administrația lacului și-a propus să reducă sau să elimine brădișul, dar deocamdată trebuia să mă descurc în condițiile date. Am căutat locuri curate pe lângă maluri, unde se pot pune una sau două lansete, pentru că malurile au aproape întotdeauna puncte de interes pentru crapi, dar n-am găsit niciunul pe zona mea. În final, mi-am pus balizele pe mijlocul apei, pe o zonă curată, fără brădiș, la adâncimi între 1,80 m și 2 m.
Peștii puteau fi scoși făcând drill-ul de pe mat. Au fost și cazuri în care s-au blocat în brădiș și a trebuit să ies cu barca după ei, dar pe cei mai mulți i-am scos fără să fie nevoie de barcă. Am pescuit cu o montură cu plumb pierdut, cu clipsul reglat în așa fel încât să piardă plumbul pe trăsătură și cu frâna strânsă aproape de limită, ca peștele să nu poată lua mult fir când trăgea. Crapii de la orlat sunt furajați cu pelete, așa că am inclus pelete în nada pe care am folosit-o. Atât peletele cu care pescuiesc de obicei, cât și peletele lacului cu care peștii sunt obișnuiți. Prima noapte a fost foarte rece și am prins câțiva crapi, dar mi s-a părut că peștele era afectat de răcirea bruscă și se hrănea slab. A doua noapte a fost rece și ea și am decis să adaug în nadă cânepă preparată, care e foarte eficientă și te poate ajuta când e frig și peștele e apatic. În zilele următoare, vremea a început să se încălzească. Peștii au început să răspundă din ce în ce mai bine pe măsură ce s-a făcut cald și am mărit cantitatea de nadă. Puneam o scafă plină de boilisuri, pelete și cânepă deasupra monturii, după care aruncam în jur alte boilisuri și pelete. Pare mult, dar a funcționat. Pe lacurile cu densitate bună de crap și pe care crapii sunt furajați, nădirea consistentă poate da rezultat. La fel s-a întâmplat și aici. Aproape toți crapii pe care i-am prins au cântărit cel puțin 10 kg. Am prins mai multe exemplare, de la 15 la 19 kg și 2 crapi de peste 20 de kg, cel mai mare având 23 de kg. Lacul ne-a oferit o experiență foarte plăcută, de la infrastructura comodă și bine pusă la punct, până la atmosferă și peisaj și, în ultimul rând, la capturi. Va fi o destinație de interes pentru mulți pescari de crap, începând din primăvara lui 2024, când urmează să se deschidă.